În județul Suceava a fost identificat încă un nou focar de pestă porcină africană la porcii Mistreți, la granița cu județele Iași și Botoșani. Măsurile impuse în cazul focarului de la Valea Poienii vor fi similare cu cele de la Pătrăuți. Aceste focare sunt greu de controlat din cauza faptului că porcii Mistreți sunt liberi în arealul lor. Problemele principale pe care le avem în ultimul timp sunt la porcul Mistreți. Și ne confruntăm deja anul acesta cu două focare, un focar pe fondul de Pătrăuți aparținând RNP-ului, iar începând de ieri, de fapt, avem confirmat încă un focar la Valea Poienii, undeva la limita Dolhasca, să precizăm exact unde este fondul, este la limita cu județul Iași și județul Botoșani fondul, ceea ce ne creează un oarece de disconfort, deoarece, mai ales în județul Iași, la ora actuală, evoluează o multitudine de focare la porcii Mistreți. Am primit ieri chiar o informare de 16 mistreți într-o zi, 3 vânați, 13 găsiți morți pe fondul de vânătoare din județul Iași. Deci acolo fiind un fond de tranzit, vânatul venind din pădurile despre Pașcani, venind de acolo către noi, va fi o situație mai greu de gestionat. Ieri am avut, în cadrul zilei de ieri, am avut o discuție cu Consiliul Tehnic în care am invitat toate AJDPS-ul, atât AJDPS-ul, RNP-ul și celelalte asociații de vânătoare împreună cu Garda Forestieră și am stabilit un set de măsuri clare pe care de altfel le prevede și manualul operațional pentru a opri această pestă, pentru a localiza această pestă. Al doilea focar, care este mai vechi, exact după imediat după ce a venit undeva în jurul 10-12 ianuarie, este la Pătrăuți. Tot așa, unde s-au identificat. În ambele cazuri am găsit mistreți morți. Deci am găsit la Pătrăuți 2 mistreți morți, la Valea Poienii 2 mistreți morți și se pare că la Valea Poienii azi vor mai apare. Am mai identificat ieri, în urma patrulării, am mai identificat încă 2 mistreți morți. Măsurile care s-au impus la Pătrăuți se vor încerca să se impună și aici? Sau? Exact, aceleași măsuri. Măsurile sunt aceleași. Măsurile deci v-am spus în primul rând, este măsura de a limita populația de Mistreți pe zona de 8 km la minim, adică până la de a vâna tot ce este în zona de infectare, cum se numește, care este pe o rază de 8 km. Pentru că dacă reușim să punem o astfel de barieră, reușim să ținem sub control. Mai ales că la ora actuală, dacă vedeți, vânătorile colective s-au oprit pe 31 ianuarie, deci conform legii vânătorii, la ora actuală este permis doar vânarea prin dibuire sau la pândă, dar numai a masculului, pentru că femeile se pregătesc în viitorul, în următoarele săptămâni, de a făta, de a aduce noua generație și atunci ele se retrag. E destul de dificil, deci este destul de dificil de controlat, ați înțeles, acolo zona, întrucât mișcarea efectivelor de Mistreți este greu de ținut sub control, după cum știi, se mișcă liber, arealul lor de câțiva kilometri, 7, 8, 6, 5, 8 kilometri, e un areal în care ei se mișcă și se mișcă periodic. Și dacă la porcul domestic care este ținut în adăpost putem pune niște măsuri clare la porcul Mistreți, e mai dificil, dar sperăm pe o bună colaborare pe care de astfel o avem cu AJVPS-ul și cu toate celelalte organizații de vânătoare, RNP, Gardă Forestieră, astfel încât să putem localiza acest fenomen și să nu-l multiplicăm. La Pătrăuți, lucrurile au evoluat destul de bine, s-au vânat undeva în jur de 11 mistreți, din 11, unul l-am mai găsit pozitiv, restul de 10, ceea ce este îmbucurător, înseamnă că a fost un fenomen localizat, iar vorbim strict de fondul de Pătrăuți, celelalte fonduri, de exemplu, Adâncat, așa altceva, au ieșit, toate probele au ieșit negative, deci mistreții nu erau infectați, ceea ce ne bucură. Evoluția însă trebuie să rămânem vigilenți, întrucât virusul întotdeauna este înaintea noastră cu aproximativ între 2 și 3 săptămâni. Deci, astăzi nu constatăm nimic, peste 2-3 săptămâni putem constata încă alte focare de boală în alte locuri, dacă bineînțeles, nu respectăm niște locuri și nu reușim să localizăm boala în anumit areal și la Mistreți discutăm. Deci provocarea mare pe care o avem la ora actuală este cu pesta porcină la Mistreți. De aceea rugăm cetățenii să respecte un set de măsuri clar. La ora actuală
dacă deplasările în pădure sau în mediul silvatic, unde există, unde știu că există mistrez, trebuie să fie limitate numai la strictul necesar. Dacă merg după niște lemne sau au alte activități, când ajung și dețin porci în gospodărie, ar trebui aceste cu hainele care au fost, cu cizmele, cu încălțămintea care au fost, să o lase la o parte, să o spele hainele, să le dezinfecteze, să le spele, să le dezinfecteze, să nu meargă imediat la porci, pentru cât riscul de a aduce boala de mediu sălbatic este foarte ridicat, mai ales în zonele despre care am vorbit. Deci vorbim de o rază de 13 km în jurul Pătrăuțului, de o rază de 13 km în jurul Dohasca, deci mai ales când zona există efective de porci, de aia rugăm pe toți oamenii să respecte aceste măsuri minime. De asemenea, muncitorii forestieri care dețin acasă porci, la fel, după ce se întorc din pădure, îi rugăm și nu intre la porci hainele, să desespele cizmele sau echipamentele cu care merg să dezinfecteze. În momentul când merg să hrănească animalele din gospodărie, să ia niște cizme curate, care să le folosească numai pentru a merge la porci, un halat de protecție și atunci, în felul ăsta, reușim să ne punem la adăpost, să ne protejăm un pic de acest virus. Mai mult decât atât, semnalul meu este foarte clar, este că în primăvară, vă dați seama că începe altceva în vară, încep ciupercele, încep nu știu ce și va trebui să ne obișnuim cu genul ăsta de comportament.